aflăm în portul Los Hijantes din Tenerife și este un peisaj deosebit. Am să las acum loc camerei să vedeți ce este în spatele meu, pentru că este un peisaj deosebit. Avem de-a face cu un munte care ajunge la aproximativ 700 de metri altitudine, iar de acolo, pe lângă toate construcțiile acestea în terasă, ajunge exact în port, exact la nivelul mării, apa coboară până la 30 de metri adâncime. Ei bine, această formațiune este una dintre cele mai cunoscute și mai frumoase zone din Tenerife, tocmai pentru că muntele este chiar aici pe malul oceanului. Ceea ce trebuie spus este că acest munte s-a format prin eroziune în probabil mii sau zeci de mii de ani sau sute de mii de ani. Toate aceste formațiuni pietroase sunt într-o continuă eroziune și ele oferă acum în 2019, la sfârșitul 2019, început de 2020, această priveliște spectaculoasă. Pentru Go Next, Adrian Boioglu. Okay, ready? Yeah. Okay. Bye bye. A zis că vine în Tenerife doar pentru plajă și soare în decembrie, n-a greșit prea mult, pentru că aici, la nivelul mării, sunt undeva la aproximativ 23-24 de grade într-o zi frumoasă, într-o zi cu soare. Dar în Tenerife avem și zăpadă. Asta e zăpada și arată de aici, nu dintr-un frigider, avem zăpadă pe vârful El Teide, vulcanul El Teide, care este la o înălțime, cel puțin noi ne aflăm acum, la 3500 de metri. În spatele meu, ceea ce vedeți, nu este oceanul, ci sunt norii. E o pătră groasă de nori, abia sub ea se vede oceanul. E bine, la 3500 de metri suntem noi, dar de aici se mai poate urca, de la nivelul unde te lasă telecabina, încă aproximativ 500 de metri. Pe jos, această distanță de 500 de metri, am să arunc zăpada, e bună pentru demonstrație, dar mă înghețam mâna. Ei bine, această distanță de 500 de metri se poate merge numai pe jos, iar astăzi suntem în decembrie pe, nici nu știu, undeva pe la jumătatea lunii decembrie, am uitat ziua în care suntem. Această distanță se poate parcurge numai pe jos și este închisă din cauza gheții și a zăpezii depuse pe cărarea
de până la acel vârf care se află, așa cum vă spuneam, cu 500 de metri mai sus. Aici suntem la capătul telecabinei, undeva în spatele meu, sus acolo, este telecabina, iar în partea asta este peisajul. Am să încerc să mai urc pe o scară, numai ca să vedeți și vârful acela aflat cu 500 de metri mai sus, pe care astăzi, din păcate, nu-l putem accesa. Peisajul de aici este unul superb, pentru că vezi tot ceea ce înseamnă Tenerife de jur împrejur. Haideți să vă arăt vârful despre care vorbeam. Este cel de acolo. Ăla este vârful la care nu ajungem astăzi. Iar în partea asta un peisaj superb. Este o bună parte din insulă. Așa cum vă spuneam, în Tenerife, în mai puțin de 2 ore, poți să mergi de la o baie în mare. Apa Maria are undeva la... am obosit pe scările astea. Are undeva la 18 grade, 19-20 de grade Celsius acum în decembrie. Deci poți să mergi de la o baie în mare pe vârful muntelui să faci o plimbare și să te joci puțin cu zăpada. Eu sunt Adrian Boioglu și vă doresc o zi mai bună. Feeling a bit restless. But don't worry, all I'm going to do today is tell you a few things about Teide, my mountain. Geologists, those scientists who study rocks and volcanoes, say that the Earth's crust is divided into enormous plates which are moved around by the magma underneath. When the continents and the seabed move, they crack. There are large cracks in the bottom of this part of the Atlantic, and these let the magma through in places.